Președinte al Consiliului Județean a mers să verifice personal timpul de așteptare la unitatea de primiri urgențe de la spitalul pe care îl are în subordine. Acesta s-a deghizat în pacient și a fost nevoit să aștepte 45 de minute ca să fie băgat în seamă, ceea ce nu este normal să se întâmple într-o unitate medicală unde oamenii vin pentru că au probleme de sănătate. Deghizată în pacient care are nevoie de îngrijiri urgente, acesta a fost lăsat să aștepte pe holuri timp de 45 de minute. În urma experienței neplăcute, președintele anunță măsuri împotriva celor care au atitudini nepotrivite față de pacienți. După ce terminase munca de acasă, în grădină a fost informat că un pacient în vârstă aștepta de o oră și jumătate ca cineva să se ocupe de el, așa că a pus piciorul în prag și a mers să verifice informația personal. Din păcate a ajuns la UPU, majoritatea sesizărilor s-au confirmat. Pacientul Nistor a primit același tratament, 45 de minute în care, deși le-am spus asistentelor că mă simt foarte rău și nu pot merge să-mi fac singur fișa de internare, nimeni nu m-a luat în seamă. Această abordare trebuie să înceteze. Nu este posibil ca pacienții care ajung la urgență să fie tratați în acest fel. Mesajul meu pentru personalul UPU este clar. Ori își schimbă comportamentul, ori pleacă acasă. A fost mesajul transmis de președintele Consiliului Județean din Hunedoara. Medicina și asistența medicală sunt profesii grele pentru care este nevoie de multă dăruire, de empatie și sigur că da, de pricepere. Echipa din UPU trebuie să fie dată exemplu pozitiv, să investesc milioane de euro în spitale, în secții noi, în modernizări și dotări medicale.